ziua, stimați elevi! Bine ați venit la lecția de limbă română! Dacă v-am propus până acum să vă împrieteniți cu personajele lui Mihail Sadoveanu, am ales pentru astăzi să lucrăm în baza primului volum al textului al capodoperei frații Jder, care se numește Ucenicia lui Ionuț. Subiectul temei de astăzi. Subiectul și structura lui, acțiunea, sistemul de personaje, cronotopul. Acțiunea, ne amintim, ilustrează totalitatea faptelor, întâmplărilor și evenimentelor prezentate de către narator. Acțiunea se caracterizează prin unitatea compozițională realizată cu ajutorul momentelor subiectului. Momentele subiectului, voi le cunoașteți, dar ne amintim. Expozițiunea prezintă locul, timpul și personajele participante la acțiune. În textul suport, expozițiunea are loc. Locul, Moldova, Mănăstirea Neamțului, timpul, anul 1469, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Participanții, Ștefan cel Mare, Ionuț și ceilalți feciori al lui Manole Părnegru, Alexandrel, Nichifor Căliman și alții. Accentul se pune pe imaginea lui Ionuț și pe cea a domnitorului. Ei urmează să fie în centrul acțiunii. Romanul se desfășoară pe două linii ale subiectului. Ștefan cel Mare îl rânduiește pe Ionuț, însuita feciorului său, Alexandrel. Între cei doi tineri se leagă o prietenie puternică. Intriga. Faptul, întâmplarea, ce a modificat starea de echilibru din situația inițială. Boierul Mihu din Polonia, dușmanul lui Ștefan cel Mare, aflând despre vizitele lui Alexandrel la Ionășeni, la Nasta, trimite un grup de ostași împreună cu Gogolea, ca să-l răpească pe Alexandrel, fiul domnitorului, și pe catalan, armăsarul alb al lui Ștefan cel Mare. Desfășurarea acțiunii. Lanțul de întâmplări determinate de intrigă înfățișează evoluția întâmplărilor. Ionuț află de cele puse la cale și pleacă la Ionășeni ca să îl prevină pe Alexandrel. Jderii sunt înștiințați de Damian, fiul lui Manole Părnegru, că se pune la cale răpirea și uciderea armăsarului catalan. Jderii află despre cursa întinsă lui Alexandrel. Tătarii atăcau în grupuri, prădau, luau robi, ucideau și apoi se rătrăgeau. Punctul culminant, momentul cel mai tensionant al acțiunii. Alexandrel și suita sa sunt atacați și se luptă până dimineața. Ionuț își demonstrează curajul în luptă. Ultimul, deznodământul, evenimentele care încheie acțiunea. Tabunurile tătare sunt prinse și măcelărite. Simeon Jder și Ionuț l-au prins pe Emin Mamac Han și l-au dus la Ștefan cel Mare. Nasta, fiind răpită, și-a pus capăt zilelor, preferând să moară decât să fie vândută ca sclavă la turci. Jderii s-au întors cu bine acasă. Pentru a analiza sistemul de personaje, vom utiliza tehnica populară blocului. Între personaje se stabilesc relații, ele constituie sistemul de personaje. Cercetând imaginea, remarcăm că Ionuț stabilește relații cu majoritatea personajelor. Deci, cu siguranță, este personajul principal al romanului. Cronotopul. Cronotopul include indicele de spațiu și timp, specific tuturor genurilor. Spațiul cuprinde peisajul exterior sau peisajul interior. Timpul solicită o clasificare variată. Timpul autorului, timpul real, timpul mitic, timpul comprimat, timpul sacru. În volumul Ucenicia lui Ionuț este descris spațiul exterior, terestru, deschis
și acțiunea are loc în Moldova pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare, mai exact în 1469. Respectiv este un timp real, confirmat de evenimente istorice, dar trecut prin viziunea unui scriitor din secolul 20. Acum suntem în secolul 21 și citim romanul, observând cum se intersectează, se interferențează timpul în sufletul nostru. Acesta este miracolul produs de literatură. Sper că ați reușit să vă familiarizați cu noțiunile studiate astăzi. O zi liniștită, cu spor tuturor! Mulțumesc pentru atenție!